Dacia se pregătește să devină electrică. Producătorul român spune că va face și el acest pas în contextul în care mai multe companii la nivel mondial și-au prezentat deja planurile de reorientare spre mașinile cu motoare pe combustibili alternativi. Franța, de exemplu, a anunțat în această săptămână că vrea să scoată de pe drumurile sale complet până în 2040 mașinile cu motoare pe benzină și motorină. Acum doar 4% din piața auto franceză este din această categorie. În România, procentul este de 1%. Dacia anunță un pas important pentru producția sa, o adaptare la noile cerințe mondiale și intenția ca producția să se orienteze către mașini cu combustibili alternativi. Obviously, the industry is preparing itself also for that. Dacia will have its part of this development in the future. 2040 is far, but not that much. We are having plans definitely for Dacia toward this direction. What is important is to keep the DNA of the brand. We should keep Dacia an affordable car. Eu e foarte bun. Ați condus vreodată o mașină electrică? Niciodată, dar am văzut și mi se pare ceva extraordinar pentru viitor. Ce beneficii ar putea să aducă? Păi, în primul rând, pentru mediu. Ai fi pregătit să treci la o mașină electrică? De ce nu? Ce beneficii crezi că ar aduce? În primul rând, consumul. Vânzările de mașini ecologice au crescut în România de aproape 3 ori în primele 4 luni ale anului. Au fost vândute 548 de autoturisme electrice și hibrid față de 195 în același interval din 2016. Benzinările s-au adaptat imediat la creșterea numărului de mașini electrice, așa că lângă pompele pentru carburanți au montat stații de încărcare a bateriilor. Pe același bulevard din București, la 2 km distanță, întâlnim o altă priză pentru mașinile nepoluante. Lanțurile de hipermarketuri adoptă aceeași strategie, clienții își pot lăsa mașina la încărcat în timp ce se află la cumpărături. Datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile arată că în România au fost înmatriculate aproape 2000 de mașini cu combustibili alternativi în ultimii 3 ani, mai bine de jumătate dintre ele doar anul trecut. Cine vrea să-și cumpere o mașină electrică poate beneficia de ajutor din partea statului de 10.000 de euro, adică 45.000 de lei. Și nu este nevoie să caseze o mașină veche. Dacă va casa o mașină veche, are în plus încă 6.500 de lei. Asta înseamnă că pentru achiziția unei mașini electrice, reducerea poate să fie și de 11.500 de euro. The biggest trend in automotive industry worldwide are definitely toward more connectivity, more electrical cars and more autonomous cars. În România, acum, doar 1% dintre mașinile din circulație sunt electrice sau hibride. Situația nu este cu mult diferită nici în Germania, Irlanda, Italia sau Spania. Franța, în schimb, unde procentul ajunge la 4%, a anunțat că peste 23 de ani, în 2040, toate automobilele noi vândute în hexagon vor fi electrice, iar persoanele cu venituri reduse vor primi ajutoare financiare de la guvern pentru a-și schimba mașinile poluante cu unele ecologice. Ministrul Mediului de la Paris a numit această inițiativă o revoluție.